nădejde. Aș fi căzut de mult răpus, dar am știut că ești acolo și mă susții prin harul tău. Și o să împlinești făgăduința, oricât se va lupta cel rău. Și o să împlinești făgăduința, oricât se va lupta cel rău. Pacea Domnului! Suntem mai puțini în dimineața aceasta, dar să purtăm rugăciunile noastre pe copii și pe părinții care s-au dus să îi însoțească și să sperăm ca din tot ce se întâmplă astăzi acolo, la concursul biblic, copiii noștri vor rămâne cu binecuvântarea de a fi luat contact cu Scriptura. În dimineața aceasta m-au întrebat băieții în pauză care va fi titlul, care să-l pună probabil pe ecran. Este o temă, mă gândesc, care să fie una dintre nevoile noastre și nu a unuia, da? Una care poate ne confruntăm acum sau ne-a confruntat în trecut sau ne vom confrunta în viitor și am pus titlul Când una spunem și alta facem. S-a întâmplat să fiți prinși în offside, cum se spune așa în fotbal, da? Când copiii să ne spună, tată, tu ai zis asta, dar nu faci asta, da? Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă învățătoarea la școală ar spune așa, cine nu-și face tema? 4. Eram 45 de elevi la școală, în clasa primară, aveam o învățătoare în vârstă, 45 de elevi, când asta ca să ne țină pe toți, o făcea pe generalul, da? Să ne țină atenți. Și imaginați-vă dacă doamna tovarășa învățătoare, cum era atunci, ne-ar fi zis cine nu-și face tema, ia 4, și să ne controleze. Copii, caietele pe bancă. Tema. Și găsește 1, 2, 3, 5 care nu și-au făcut tema din 45. Dar nu le pune 4, nu se ține de cuvânt. Ce credeți că s-ar întâmpla în ziua următoare? Câți ar veni din 45 cu tema nefăcută? A zis, dar nu o să ține de cuvânt. Imaginați-vă că ne oprește poliția pe stradă și e același polițist care ne-a oprit și ieri. Și ne-a dat doar avertisment. Pentru același lucru ne oprește și ieri ne-a zis, dacă te mai prind, îți iau carnetul. Și ne oprește, zâmbește, totul, iar totul. Orașul mic, ne cunoaștem. Ce am spus eu ieri? Că îmi luați carnetul. Stai liniștit că nu ți-l iau. Hai, fugi acasă. Ce aș face a doua zi? Dacă el una zice, alta face. Și aș putea continua. Dar nu sunt cazuri inventate. S-au întâmplat și cu siguranță s-au întâmplat și le-ați întâlnit și dumneavoastră. Dar Luca, haideți să deschidem, vă invit la Luca în capitolul 5. De la versetul 37-38. Și nimeni nu pune un vin nou în burdufuri vechi, alminteri vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Și nimeni după ce a băut vin vechi nu voiește vin nou, căci zice, este mai bun cel vechi. O să vedem imediat care este legătura pasajului cu tema noastră, da? De ce există o distanță uneori între ceea ce noi spunem și ceea ce ne trezim că facem? De ce este această distanță? Dacă știm că anumite lucruri trebuie să făcute sau e bine să fie făcute, riscul este, așa cum spuneam, de a pierde credit în fața copiilor. Tata zice, dar nu face. A zis el că nu știu ce se întâmplă, ce pedeapsă îmi dă, dar nu se ține de cuvânt. Pierdem credit în fața copiilor, pierdem credit în fața celor din jur și pierdem credit și îl dezamăgim și pe Dumnezeu. Și cu toate astea e posibil ca să continuăm să avem în viața noastră distanță între ce spunem și ce vorbim, da? De ce există distanța aceasta? Cum se ajunge aici? O primă idee.
Pentru că și un prim motiv pentru care poate să existe distanța aceasta este că uneori e posibil ca deep inside să ținem mai mult la noi decât la oameni sau decât la Dumnezeu. Ce spune Domnul Hristos în Matei 23 și are un cuvânt, se numește cum? Cum numește pe farisei când ei sunt interesați de o imagine exterioară și nu, pentru ei nu contează ceea ce este în interior? Sau că una spun și alta fac. Matei 23, haideți să citim, are multe pasaje, pasajul este plin de vaiuri pentru o anumită categorie de oameni, pentru farisei, Matei 23, cu versetul 14, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, adică ipocriți, se numește ipocrizie. Când una spui și alta faci, se numește ipocrizie. Fățărnicie. Oh, super. Îl va fi următorul pastor. Vrea să pregătească. Așa. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii, și aici spune ceva, de ochii lumii, să dăm bine, pozează în altceva. De ochii lumii. Cei acasă, cei în suflet, asta e partea a doua. Zice, de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. Ce făceau ei? La biserică se purtau într-un fel, acasă se purtau altfel. Acum, copiii noștri știu cum suntem acasă și când venim la biserică, ei se prind dacă noi ne purtăm diferit. Aici ne mângâie pe cap, acasă, castane, da? O, băiatul meu, ne mângâie așa pe umăr, ca și când am fi în relații foarte bune, da? Și dimineața nu e cel care poate mi-a dat, da, ceva ca să simt așa. Simt copiii lucrul ăsta. Acum aș vrea să vă întreb, când ieșim în lume și nu e vorba de copiii noștri, cineva care ne cunosc, lumea se poate prinde că noi facem ceva de ochii lor și că nu există o realitate interioară, se mai prinde și lumea, se poate prinde și ceilalți, se pot prinde. Eram într-o anumită ocazie și le-am vorbit oamenilor despre ce înseamnă să ne păcălim, să ne amăgim pe noi înșine. Și le-am dat niște exemple. Zic, eu la viața mea am făcut muzică, da? Am făcut multă muzică, da? Am făcut pian, o singură oră de pian, dar le-am zis, știți cât de mult am învățat într-o singură oră la pian? Extraordinar de mult. Am făcut canto, știți cât de mult canto am făcut? O singură dată m-am dus la cea mai bună profesoară din București, cu care am făcut, făceau marile vedete, și nu m-am dus, dar știți cât de mult am învățat? Și le dădeam exemple și am făcut într-o anumită, de fapt în două ocazii. Zic, fraților, ca să vă demonstrez, m-am dus la pian în timpul predicii. Și le-am cântat cu un singur deget, că nu știu să cânt cu mai multe, dar apoi cu două mâini. După care am rugat pe pianistul din biserica respectivă, la Paris, da? Am rugat pe pianist să cânte Amazing Grace, atâta har, să o cânte cum știe mai bine. Și lumea a început să zâmbească, pentru că eu cântasem cu un deget și apoi și am întrebat sala, pe cine credeți că păcălim? Că noi vrem să dăm impresia că am stat mult cu profesorul de pian. Când se vede lucrul ăsta, lumea simte. Lumea simte. Se simte când un om a stat cu Dumnezeu. Dacă de dimineață el este morocănos, e clar că omul respectiv nu s-a rugat, a ieșit pe ușa așa, în viteză. Pe cine păcălim? Se simte. Când vrem să pretindem că suntem buni, suntem rădători, lumea simte lucrul acesta. De aceea Domnul Hristos îi dă pe față, dă în vileac, să spunem așa, și le spune în Matei 23 cu 14, vai de voi, pentru că mâncați casele văduvelor, în timp ce închideți de ochii lumii, faceți rugăciuni lungi, cu alte cuvinte, purtați frumos, dar ce se întâmpla? Când spune mâncați casele văduvelor, o categorie spuneau noi nu putem avea grijă de părinți, mama, tata, pentru că e corban, adică am dedicat la biserică, am dat casa, am donat-o bisericii pentru cauza Domnului. Și ce făceau? Fariseii și preoții mâncau o parte, adică împărțeau între ei o parte din moștenirea oferită bisericii. Și Domnul Hristos le spune, voi pe cine păcăliți? Lumea știe ce se întâmplă. De ochii lumii vă rugați frumos și spuneți că n-aveți cum să ajutați pe părinți pentru că ați dat donații la biserică. Da? În versetul 25, același capitol, Matei 23 cu 25, dăm pagina, spune așa, vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului, asta e ipocrizie, să dai bine în afară,
Dar înăuntru să nu fii un om schimbat, da? Și pe, arată, pe afară ele se arată frumoase, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție, da? Este, se numește ipocrizie. Când vrei să par ceva, dar tu ești altceva. Una spui, dar de fapt tu alta faci, altceva trăiești. Nu știu dacă vă aduceți aminte, cei care sunteți din România, da? Pe vremuri exista obiceiul ca primăvară, atunci când narcisele înfloreau, să mergeau adventiști din toată țara, mergeau la Poiana Narciselor, undeva lângă Brașov, dacă vă aduceți aminte, da? Era o tradiție și atunci te întâlneai cu cineva din Bistrița, te puteai întâlni, da, era cam în centru țării. Adventiști, părtășie, se jucau tinerii jocuri, mai adunai o mână de narcise, toți se duceau acasă cu brațul de narcise, dar era un moment de părtășie. Povestește unul din colegii pastori, care era în București pe vremea aceea, că s-a dus cu biserica lui, au închiriat un autocar, s-au dus. În vârstă, tineri, cu de toate. Printre care și o femeie în vârstă, care venise recent la biserică și care era vecină cu pastorul, trăia în același bloc. Acolo imaginați-vă o scenă, pe pături, după ce s-au jucat toți la prânz, relaxați, așa, înconjurați de narcise, în liniștea aceea când erau pe pături și alții, nu doar din biserica aceea, da? Erau și de alte. Vine bătrâna aceasta la fratele pastor și dă o ceșcuță micuță, zice, frate pastor, uitați un nes, așa cum îmi place dumneavoastră. Ochii mari, bulbucați, tuturor celor care erau pe păturile din prejur și au auzit, imediat au înțeles mesajul. A, deci pastorul de obicei bea nes. Deci pe Leonu Ceaușescu era o chestiune rară în România să se bea cafea. Da? Care credeți că a fost reacția pastorului? Este instinctul acesta de conservare. Imaginea, cum adică să-mi stric imaginea pastorul să bea nes? Și a zis, a, nu, sora, stați niciodată, nu, a refuzat, dar deja era undeva într-o, căzuse într-o groapă destul de mare. Este instinctiv firea noastră, spunea cineva, într-o situație de criză, face orice să se salveze, orice, orice. Dacă nu e moartă, firea noastră face orice să se salveze. Și cel mai important, că de aceea spuneam, de ce există tendința uneori între, să fie o diferență, o distanță între ce spune și ce facem? Primul lucru, prima posibilă motivație sau cauză este că ținem foarte mult la eul nostru. Foarte mult la imaginea noastră, mai mult decât la Dumnezeu, mai mult decât la ideea de corectitudine, da? Vrem să ne salvăm, da? Și pentru aceasta suntem în stare să facem orice. Într-una din bisericile pe care le-am păstorit, ne-am dat seama că atunci când am făcut o listă, erau destul de mulți tineri care nu mai veneau la biserică. Într-una din situații mi-am dat seama de ce. Doi băieți crescuți cu părinți bunici adventiști, băieții așa de cam de vârsta lui Daniel, al lui John, adică în stare să facă ceva în biserică, nu mai veneau de ani buni. Și mi-am dat seama unde era problema. Totul, firul s-a rupt, firul legăturii dintre ei și biserică și probabil Dumnezeu, pentru că eu mai înceam pe la ei, aveam discuții cu ei. Firul s-a rupt în momentul în care tinerii l-au văzut pe bunicul, cum o urmărește cu cuțitul pe bunica prin ogradă. Situație reală. Și bunicul apoi venea, și știți cum era în bisericile la țară, venea frumos, nu erau cravate, că bătrânii mergeau fără cravată, dar cu nasturele frumos, cămașa apretată, nasturele frumos încheiat, și venea și poza la biserică și copiii au zis, nu mai pot să-l văd. Într-un fel este acasă, altfel pozează acolo. E o distanță foarte mare și distanța asta care se numește ipocrizie a făcut ca tinerii, cei doi, de când erau adolescenți, să spună, nu mai vrem să mergem acolo. Mă bucur din toată inima că ei au revenit asupra deciziei, s-au putut uita la Hristos, nu la oameni, și unul dintre ei astăzi este slujbaș de prim rang în acea biserică locală. Au revenit în biserică și nu doar că au revenit, slujesc cu bucurie lui Dumnezeu. Uneori e posibil să ținem mai mult la imaginea noastră, ne intereseze partea exterioară a paharului, da? Și dacă atâta timp cât ținem la noi și nu spunem, Doamne, vreau să mă zdrobesc, ăsta sunt, mi-e rușine de mine, nu sunt un tată bun, dar vreau să fiu un tată bun. N-am fost un soț bun, un slujbaș bun, am dat impresia că, dar nu sunt așa. Hristos are milă de noi și poate să ne curețe prin sângele Lui să mergem mai departe, da?
În Matei 23, același capitol, vorbește de motivația, 23, versetul 5, Matei 23 cu 5. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Deci este grija aceasta pentru imaginea exterioară. Noi să ne gândim, Doamne, dar cum sunt eu când sunt singur? Acela sunt eu, adevărata persoană. Și să strig la Dumnezeu, da? A doua posibilă cauză pentru distanța dintre ce spunem și ce facem, este că e posibil să ținem mai mult la tradiții decât la Dumnezeu. Și în felul acesta ajungem la Luca, la capitolul 5, la pasajul pe care l-am citit. Acolo e vorba de un burduf. Știți cum erau burdufurile pe vremuri? Tăiau o capră și aveau grijă astfel încât să-i poată extrage pe sus, da? Tăiau aici pielea tot, să extragă ceea ce este în interior, fără să facă tăieturi în jos. Goleau pielea caprei și era ca un rucsac pe care îl țineau în spate. Picioarele de jos, picioarele de sus erau legate strâns și doar partea de sus puneau ca un top, așa, da? În momentul în care pielea caprei devenea rigidă, crăpa și se trezea cu un firicel de, dacă îl luai în rucsac în spate, să cari vin cu el, da? Un firicel așa de vin se scurgea în jos, pe picior, nici nu simțeai. De ce? Când se spărgea, când se rupea burduful, când era rigid? E posibil ca noi să ținem la un moment dat mai mult la tradițiile noastre, au și adventiștii tradițiile lor, decât la oameni sau la Dumnezeu? Domnul Hristos asta le spune printre altele fariseilor. A desființat porunca Domnului și a spus în loc ce? Tradiția, da? Avem și noi tradițiile noastre. Burduful, vinul vechi sau nou, reprezintă, da, cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, ceea ce ne oferă Dumnezeu, vin din aceeași sursă și vinul vechi și nou. Cuvântul pentru vin nou înseamnă ceva relevant, ceva fresh, ceva nou, cum ar fi adevărul prezent pentru astăzi, da? Dar nu vorbim de asta, vorbim de burduf. Burduful suntem noi, este inima noastră, este mentalitatea noastră, noi suntem recipientul cuvântului Dumnezeu și al Duhului Dumnezeu. Sunt două, însă două extreme în care putem cădea, să fim ricizi sau să fim mai flexibili decât ar trebui. Pielea aceasta, dacă este prea flexibilă, imaginați-vă un burduf în care pielea este ca un balon. Un balon din acesta care îl umflăm, imaginați că punem apă. Știți cum se face balonul acesta? Se întinde foarte mult. Când vorbim de tradiții, ne putem referi la tradiții culturale sau la tradiții religioase. Când ele sunt rigide, nu este bine. Când ele sunt prea flexibile, iarăși nu este bine. Și vă dau câteva exemple. Pe site-ul unei biserici ortodoxe din România, preotul, îngrijorat că lumea nu mai venea la biserică, mă, vin numai trei bătrâne, face un sondaj pe site-ul bisericii. Interesant este că și din bătrânii din comunitatea respectivă ortodoxă, a intrat o bătrână și ea pe internet, că acolo preotul ortodox a pus o întrebare. De ce nu vine lumea la biserică? La care bătrâna scrie acolo, știu, o fi pus un nepot să scrie, a scris și ea. Zice, părinte, eu nu vin, știți că în biserică ortodoxe nu sunt scaune. Nu sunt scaune. Sunt câteva pe margine. Nu să stai cu ore, trebuie să stai în picioare. A zis, părinte, eu nu vin, că la biserică nu aveți scaune. Eu am varice, nu pot să stau în picioare, deci nu vin. Preotul îi răspunde și se vedea, era ca o discuție acolo. Zice, conform tradițiilor noastre, nu se pun scaune în biserică, deci nu vor fi scaune în biserică. La care bătrâna zice, mulțumesc, eu nu o să mai vin niciodată. E chiar atât de greu, se pună, înțelegi, adică femeia ce cerea. Era o tradiție și o rigiditate într-o chestiune care ținea de principiu, ținea de păcat, ținea de corect sau incorect. Haideți să vă dau exemple mai din interiorul nostru. Avem și noi tradiții. E posibil ca anumite lucruri pe care nu ne-am fi visat să le facem vreodată în Moldova sau în România, aici să ne trezim că le facem? Sau, în momentul în care am venit prima dată din țara aici, să ne fi dat seama că anumite lucruri sunt, ne la locul lor, sunt prea rigide și că nu au suport și că ar trebui gândite, regândite și schimbate. Vă dau câteva exemple cu care m-am confruntat în România. Fraților, la cât să facem
ora de rugăciune seama dimineață, 8, nu 8 jumate, nu 9, 9 jumate. Discuții peste discuții. Cele mai conservatoare biserici considerau 8 și jumătate și 7:45 ora de instructor, 8 și jumătate, fix, nu se schimbă. Dacă se schimbă, este o problemă. Ca și cum am căzut de la credință. Ora de începere este sfântă sau este o tradiție? Este o tradiție culturală, da? Să spunem așa. Dom'le, a fost un consens pentru o perioadă. Un alt exemplu. Și câte discuții pe chestiunea aceasta, nu pot să vă dau exemple. Vine într-o biserică foarte conservatoare, vine un frate la mine, a fost 25 de ani presbiter, un om care se considera un luptător, un apărător al standardelor, da? În sensul în care dânsul înțelegea standardelor bisericii noastre. Aveam în practică la noi în biserică un student de la seminar care venea cu barbă, dar cu o barbă scurtă, nu știu cum să spun, al lui Cosmin e mare. E ca și cum ar fi așa un băiat nebărbierit o săptămână jumate. Nici nu trebuie să zici că e barbă, dar nici să zici, bă, de ce nu te bărbierești? Adică, ca și când ar fi de câteva zile. Frate, eu mă duc să-i zic, îmi zice fratele ăsta. Ce să-i spuneți, frate? Păi să-i spun să-și dea barba jos, să se bărbierească. Păi de ce? Că dacă vede lumea pe stradă la noi în sat, o să-l confunde cu un student la seminarul ortodox și linia de demarcație între lume și noi și îl văd așa, îl văd, se face roșu, gata să expandeze la un moment dat. Era într-o cameră, într-o anticameră unde se făcea formația de la Amvon, eram doar eu și el. Și i-am spus așa, frate, dacă e păcat, spuneți-i, duceți-vă și spuneți. Nu s-a dus. Eu cel invitat se gândească, este un principiu implicat în chestiunea asta, că dacă e un principiu, el e valabil oricând, oriunde, și dacă e încălcat, e păcat. Și nu s-a mai dus. Pentru că problema era aici, era la mentalitate, la mentalitatea dânsului. Nu era o problemă atât de gravă, da, culturală, încât să zic, uite, se strică ceva, da? Femeia la Amvon, un subiect și mai delicat. Femeia la Amvon sau femeia slujbaș. Da, Pavel a spus la un moment dat, și nu o să intru acum în detalii, ăsta este un alt subiect, că femeia să asculte în tăcere. Eu vreau să pun doar o singură întrebare de meditație. Este o chestiune culturală sau este un principiu? Că dacă era valabil în cultura aceea, o femeie dacă ar fi vorbit, nu ar fi ascultat-o nimeni, e ok. Dar dacă astăzi femeia ar vorbi și asculta-o cineva, ar fi o problemă. Deci, e o problemă culturală sau de principiu? Da? Și lăsăm lucrurile aici. E o altă discuție mai... Da? Dar doar ca să ne gândim, să ne provocăm pentru gândire. Spuneam mai devreme, da? Sunt lucruri posibile pe care noi, când eram în țară, înainte să venim aici, nu ne visam vreodată să le facem și acum le facem? Nu vreau să mai intru în detalii sau să dau exemplu pentru că o să vă spărați pe mine, da? Dar gândiți-vă. Pentru că atunci când noi ținem mai mult la tradiții decât la Dumnezeu, măi, dacă Dumnezeu zice așa, cum pot să fiu eu rigid sau prea elastic? Vedeți că sunt două extreme, să fiu prea rigid sau prea elastic, prea flexibil. Încât să încapă orice în modul în care mă port, în modul în care, da, spre exemplu, Scriptura, haideți să dau un exemplu, Scriptura spune de bijuterii. Vă imaginați în Moldova sau în România, nu, zic așa, ca o persoană care face niște lucruri aici, să le-i făcut acolo, nu. Suntem mai flexibili, ne-am adaptat, să zicem, un anumite tradiții sau culturi, să spunem, din țara în care am venit. Dar asta ce înseamnă? Că ținem mai mult la cultura noastră sau plăcerea noastră decât la Dumnezeu? E posibil să fie lucrul acesta și aici să ne gândim? Pentru că sunt două extreme. Să fiu prea rigid, dar să fiu prea flexibil. Adică la un moment dat să se dilueze niște principii încât să se poată face cam orice. Vă imaginați când erați acasă, înapoi, să beți nes și să mai dați și altuia? Dar acum se poate. Da?
Și mă opresc aici cu doar cu două exemple din extrema cealaltă, nu a rigidității, ci a flexibilității, ca un balon care se întinde, așa pui apă în ea, se întinde destul de mult. Dar vreau să vă spun, a venit la mine un tânăr, într-o biserică foarte conservatoare, eram pastor acolo, și a zis că tatăl este împotriva prieteniei serioase, în vederea căsătoriei cu o fată, pe motiv că fata era mai mare cu 3 ani decât el. Și a adus argument, zice, tată mi-a ce argument din Ellen White, că nu este bine, că nu. Și i-am dat un singur sfat, citește și tu Ellen White, niciodată nu citise Spirit Profetic. Când noi una spunem și alta scrie, s-ar putea ca ai noștri copii să ne verifice. Și asta a făcut tânărul, s-a dus și a verificat. Și a zis tatălui tău, ești un ipocrit. Pentru că ele nu ai mai scris și altceva. Mai scris și asta, mai scris și asta, mai scris și asta, dar tu mi-ai spus numai ce ai vrut tu de acolo, ce ți-a convenit și ceea ce susținea poziția ta. Și ești un ipocrit. Căsătoria n-a mai avut loc. Băiatul a fost distrus. Dar a trebuit să învețe o lecție amară copiii și să știți, copiii noștri la un moment dat e posibil să ne verifice. Când noi spunem anumite lucruri, ne voi face scris, dar tu de ce faci chestia asta? Dacă scrie, nu bea asta, nu mânca asta, tu de ce faci? Eu nu vin la biserică, o să ne spună. Dar măcar tu de ce nu ești congruent cu propriile lucruri pe care le citești și le susții? Și într-o zi la judecată, nu doar copiii, și Dumnezeu va spune, de ce una ai spus? De ce una ai citit și alta ai făcut? Și atunci va trebui să dăm explicații. Copiilor astăzi, celor din jur astăzi, dar atunci și lui Dumnezeu. Da? Și a treia posibilă cauză, da? Spuneam, ținem mai mult poate la cutume culturale decât la ce zice Dumnezeu, a treia. E posibil să ținem mai mult la, nu tradiție, la adevăr și la doctrină decât la Hristos și la oameni. De câte ori am fost martorii la certuri pe teme doctrinare, certuri, discuții de vorbe, da? Certuri de vorbe. Ne interesează că îl dărâmăm pe celălalt, da? Sau că se strică niște relații. O, ne luptăm pentru doctrină, da? Vorbim despre profeții și e posibil să-l răstignim pe Hristos în persoana celuilalt. Ba nu, este așa, este așa. Uite, și aducem argumente, cum înțelegem noi Apocalipsa. Și stricăm relații și îl răstignim pe Hristos în persoana aproapelui, sacrificând, să zicem, o prietenie cu cel de lângă noi. Ce este de făcut? De ce se întâmplă lucrurile acestea? E posibil să fim orbiți, pentru că asta spune Domnul Hristos fariseilor. Voi spuneți ceva, vă purtați în altfel, pentru că nu vedeți, sunteți orbi și nu vedeți. E posibil ca la un moment dat ceva în noi să fie anesteziat, și anume simțul văzului să fie anesteziat, să nu, pur și simplu, mă uit, ochii mari, citesc, văd, e clar, și nu reacționez conform cu ceea ce citesc. Și Domnul Hristos spune, e posibil să fie un duc de adormire sau un duc de orbire și la un moment dat trebuie cineva să ne scuture, să întâmple ceva. Oameni buni, adevărul sau doctrina la care noi am aderat este Hristos, este o persoană. Domnul Hristos spune despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața. Cum la un moment dat noi, de dragul adevărului, să ne purtăm urât cu oamenii, da? Sau să ne certăm pe chestiuni care țin de Ioan 13 cu 7, ce este de făcut? Ioan 13 și acum ne apropiem de încheiere. 13 cu 17 spune așa. În contextul în care Domnul Hristos are o întâlnire cu ucenicii, are un comitet, le spune ceva chiar la final. Are loc spălarea picioarelor, Ioan 13 cu 17. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le și faceți. Știm de o distanță între ce știm și ce facem. Un alt verset, Matei 7 cu 21. Matei 7 cu 21 spune așa. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia lui Dumnezeu care este în ceruri. Nu doar să știu, să fac, da? Luca 6 cu 46 spune așa. Luca 6 cu 46. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Iarăși ideea de a și face, da? Ne rugăm Domnului și Domnul zice, măi, tu îmi spui multe, de ce nu faci? Da? Și ultimul verset, cel mai frumos și cel mai, să zic eu, cel mai
pătrunzător așa ca mesaj este Iacov, capitolul 1, versetul 25. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. În momentul în care omul se întâlnește cu Dumnezeu, Domnul îi dă, se dă pe sine, El este adevărul, da? Și zice, hai să mergem împreună. Dar nu pot, e greu, te iau în brațe, hai să mergem, da? În momentul respectiv, cu El în suflet, prin Duhul Lui, cu El în brațele Lui, este ușor să împlinim ceea ce El ne-a spus. Distanța dintre ce știm și ce facem nu va mai fi grea, pentru că vom fi în brațele Lui, El va fi și noi prin Duhul Lui, da? De ce distanță între ce știm, între ce zicem și ce facem? Din cauza egoismului. Ținem mai mult la imagine, ținem mai mult la firea noastră, o rezistență la schimbare și din cauza posibilei orbiri. Spuneam că atunci când noi una zicem, alta facem, îl răstignim pe Hristos. Alții da, dar dacă este și cazul nostru. Dacă este și cazul nostru. Noi ne uităm în jur și ne este foarte ușor să vedem pe oamenii și să avem așa un parcă un detector, da? Uite, omul ăsta e fals. Dar dacă este posibil ca și în viața mea să fie distanța aceasta între ce spun și ceea ce fac, Dwight Nelson, pe care îl cunoașteți, pastorul Dwight Nelson, care este de 20-30 de ani pastor la biserica de la Andrews, la o întâlnire la care era prezent și președintele Conferinței Generale, o întâlnire despre redeșteptare, la amvon era președintele Conferinței Generale, lângă era Mark Finley și predica Dwight Nelson cu formația aceea de amvon în spate. Și spune, noi l-am răstignit pe Hristos, noi l-am răstignit pe Hristos, ori de câte ori am făcut ceva împotriva cuvântului lui, pe el l-am răstignit, nu pe frați sau pe ceilalți. Pe el, noi l-am răstignit și la un moment dat se oprește și spune, eu l-am răstignit pe Hristos. Și dă un exemplu la care nu s-a așteptat nimeni, se întoarce la fratele Mark Finley, dacă ce ați aminte, fratele Mark Finley a ținut evanghelia aceea net, prin 90 și ceva, net, da? Care s-a dat în toate bisericile în România, Mark Finley. La vreo 5-6 ani distanță, celălalt net a fost ținut de Dwight Nelson. Și Dwight Nelson se întoarce la amvon la Mark Finley și spune, frate, iartă-mă că am fost gelos pe tine. Oh. Și era președintele Conferinței Generale acolo. Erau câteva mii de persoane în biserica aia. Zice, eu l-am răstignit pe Hristos, se întoarce, iartă-mă că am fost gelos pe tine când ai avut evangelizarea aceea mondială, dată prin internet. Am fost gelos pe succesul tău. Wow! S-a ridicat fratele Marfinlei, așa, ochii mari, l-a luat în brațe, s-au bătut pe spate și a continuat predica. A zis, eu l-am răstignit pe Hristos. Și a dat exemplu cu el. Să nu ne uităm în jur, să ne uităm la noi. În viața mea, Doamne, e cumva posibil să fie o diferență, o distanță între ce spun și ce fac? Bazat pe cuvântul tău, pe Scriptură, pe cercetarea ceea ce tu ai spus, aș vrea ca să mă gândesc la viața mea. Și dacă cumva, și fiecare dintre noi să facem exercițiul acesta, este ceva să schimbăm. Săptămâna asta, am văzut un clip cu un politician de top, care a citit un discurs. Și în discurs a încheiat, nu pot să cred că era scris acolo. Probabil a zis să bage de la el ceva. Și a zis, oameni buni, dragi concetățeni, este timpul să trecem de la fapte la vorbe. Și când s-a auzit ce a zis, nu, fraților, e timpul să trecem de la vorbe la fapte. Ce trebuie să facem pentru asta? Când un om s-a dus la medic, mi-a zis, ce trebuie să iau ca să fiu fericit? S-a așteptat să-i zică de pastile, să... Și medicul i-a zis, ia decizii. Ia decizii. Domnul, dacă ne-a vorbit în dimineața aceasta, ca noi să fim în
să ne asigurăm că suntem într-o relație apropiată cu Hristos, trebuie să luăm decizia de a ne uita la noi înșine și să ne cercetăm în lumina cuvântului. Pastorul meu, când eram copil, un om extraordinar, s-a îmbolnăvit de Parkinson. Nu ai putea să... Nici nevasta, îi mișcau noaptea, picioarele, nu putea să doarmă, dormea separat. L-au dus în America și au făcut o operație pe trunchiul cerebral, te pune așa ca pe o masă de masaj, cap în jos, te leagă, să umble acolo printre fire, vă dați seama. Și mi-au zis, zice, nu știam dacă mai ies din operație, în noaptea dinainte, spuneam, la Biblia, am deschis-o la Exod 20 și mi-am verificat viața în lumina celor 10 porunci. De ce n-am face lucrul acesta? Adică noi, Doamne, eu cum stau? Nu vreau să mă păcălesc. A, una zic, alta fac, s-ar putea să fie la mine, la alții. Să luăm un timp în care noi să ne cercetăm. Nu pentru că a doua zi s-ar putea să nu mai fim, ci pentru ca să fim liniștiți. Cea mai mare bucurie este când se ia așa o povară de pe suflet și simți că între tine și Hristos nu mai ce se mai spui, ai spus toate secretele, le-ai rugat, ți-ai vărsat sufletul înaintea Lui. Cercetarea de sine se numește asta. Domnul să ne ajute, să ne cercetăm și să luăm decizii. Amin.